Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 314 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Outlaw. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Hai să vedem ce pachet de motocicliști șmecher Outlaw. Avem aici un craniu foarte mișto străpuns cu un fulger, zici că Harry Potter pe steroizi, Kings and Crooks de desubt, foarte mișto cutia și premium cu acest argintiu, nu știu, silver, habar n-am, mi se pare foarte tare cutia, în relief pe unde vedeți cu acest argintiu. Pe una dintre laterale, Kings and Crooks Playing Cards Company, cât un craniu pe fiecare parte, pe cealaltă parte, The United States Playing Cards of America. Au schimbat, m-au păcălit, era să mă prindă. Și pe spatele cutiei avem Outlaw pe fiecare parte, simetric, foarte drăguț design de pe spate. Un sticker care s-a dezlipit ușor. Știu că nu l-am atins, dar știu că tot ieși acum, mai uite de pe la cutia asta și se dă foarte ușor jos. Complet sau doar sus? Da, s-a dat cu totul jos. O să o pun aici în centru. Sub cutie Kings and Crooks, iar un semnal aici de fulger. Frumos logo pe stânga. Hai să vedem cum arată cărțile de joc. Dar cutia îmi place foarte, foarte mult. Este extrem de groasă și se simte super premium. Deasupra Live Free și pe flaps aici frumos designul. Îmi place pe flapsurile mici și cărțile de joc. Avem o prima carte de reclamă, Kings and Crooks, iar exact ca pe cutie. Mamă, dar ce puternic este acest negru și contrastul și fonturile. Mi se par că sunt extrem de puternice și vizibile. Acesta este designul de pe spatele cărților de joc. Pe margine avem această împletitură. Nu este o bordură liniară, dreaptă, un chinar drept și fix. Ce avem acest design, foarte drăguț, se vede între mâini, deci cam sărmă ghimpată. Se vede super, super mișto deja la spread-uri, mie îmi place. Și foarte puternic acest negru, nu avem culori. Iar pe față avem un prim Joker. Este Jokerul de la Bicycle, foarte mișto costumat și pe motor, cu un lanț în mână, cu un bici, la fel și celălalt. Ce-mi place cum miroase pachetul, Joker și niște ploaie frumos așura pe aici, nu știu ce e în spate. Asul de neagră, exact ca pe cutie, imens pe tot, asul de neagră, îmi place foarte mult cartea aceasta. Fonturile le vedeți că sunt modificate, la cifre sus pe colțuri, la fel și asul de neagră este un pic modificat. Pipurile sunt modificate, da, foarte uriașe și vizibile, avem parte de picture cards modificate, foarte mișto, foarte tare, cărți de roșii, parcă par un pic mai aprinse față de cele standard, foarte tare, mișto grafica pe picture cards, merge și prin cele de treflă. Asul de treflă. Am văzut că de multe ori partea de picture cards ies din acel chenar cu designul. Și avem o carte cu spate dublu și cei doi jokeri. O să pun cele trei cărți extra deoparte. Hai să le vedem și la evantaie. Superb. Nota 10 pentru evantaie. Se văd toate cărțile. Alunecă foarte bine. Sunt extrem de vizibile și contrastate pe partea de cifre și de pipuri. Să le vedem și pe spate, același lucru, un evantai superb. Da, am zis înainte să-l fac. Se vede super. Să le vedem și la evantale cu o singură mână. Se vede extrem, extrem de solid și de puternic. Mi se pare că sunt foarte vizibile cărțile și de la distanță cu acest negru. Hai să vedem și evantaiul dublu. Wow! Cât de frumos și rău, îmi pare că s-a dus aici un pic așa, l-am așezat eu un pic, dar excelent se vede, excelent. Foarte puternic la contrast, din nou menționez asta și îmi place mult. Hai să-l strângem. Cărțile sunt fine pe ambele margini, să le vedem la dribble, am impresia că o să meargă foarte bine și așa și este. Foarte bune pentru dribble, nota 9,50.
aproape de 10, dar îi dau nota 9.50. Îmi place foarte mult. Să le vedem și la springuri. E excelent. Mă așteptam să fie mai tari, dar sunt perfecte pentru springuri. Și o să merg pe nota 9.50. Hai să le vedem și la un display. Ia uite ce minunăție. Îmi place. Ia uite ce frumos. Să vedem și un cut cu ele. Nu știu de ce, dar pe partea de picture cards așa am două un vibe de pachetul de la Harry Potter. Și nu din cauza că am zis eu că avem acel fulger și m-a dus probabil cu gândul acolo. Dar stilul de desen de pe partea de picture cards parcă seamănă cu cel de la Harry Potter. Un pic așa. Hai să mai fac încă un cut, că nu m-am concentrat foarte bine pe ce am făcut, mai mult pe ceea ce am zis. Dar îmi place foarte mult contrastul, controlul. Excelent. Să le vedem și la aruncări. Foarte bun, controlul, nota 10. Îmi place și cum se vede în aer și se învârte foarte bine. Nota 10 pentru aruncări. Și bineînțeles, un LePower Spread. Stai așa un pic, mai facem încă unul. Acum a ieșit un pic mai bine, dar parcă spre final ceva, nu știu, îl sparge cumva. O să dau nota 8.50 spre 9 pentru LePower. Probabil nu țineam eu ceva bine. Dar aceste cărți sunt excelente pentru cardistrii, pentru evantaie și le recomand de colecție, de la cutie până la cărți, mi se par din gama premium, luxury. Comentariul câștigător de astăzi este de la Mihăl Cuț Cristian 7463 pe rândul 14, coloana 18. Haideți cu el pe zid. Rândul 15, 14, coloana 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu și spune ce părere ai tu despre acest pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție.